Partidul Șor a deschis puncte informaționale în capitală, unde locuitorii orașului pot primi broșuri cu informații despre promisiunile făcute de reprezentanții partidului de guvernământ în campania electorală, care spune opoziția nu au fost îndeplinite până acum. Societatea moldovenească se confruntă cu o mincină uriașă pe care partidul de guvernare PAS continuă să transmită și astăzi. PAS a promis gaz ieftin, dar a adus cel mai mare preț din istoria țării. Este un fapt. A promis prosperitate societății moldovenești mergând la alegerile parlamentare, iar astăzi a provocat cea mai mare inflație din țara noastră din ultimii 20 de ani. Părerile orășenilor cu privire la acțiune au fost împărțite. Transparența există, dar după cum se zice, nu spun tot adevărul. Nimeni, niciun partid, oricum este ceva despre care nu se poate vorbi. Vor citi și se vor clarifica, se vor gândi și vor decide. Promisiunile unde sunt? Au promis multe, s-au umflat, chiar și cu gazul. 100% avem dreptul să știm tot adevărul. Desigur, trebuie să obținem informații din diferite surse pentru a compara cine și ce spune, unde este adevăr, unde este minciună. Reprezentanta fracțiunii PAS, Adriana Vlas, comentând această acțiune, ne-a scris într-un mesaj că am îndeplinit o bună parte din angajamentele din campania electorală și continuăm să lucrăm pentru a realiza tot programul electoral. Manipulările și minciunile lui Ilan Șor au menirea de a distrage atenția oamenilor de la dosarele penale pornite pe numele conducerii partidului și pentru a se ascunde de justiție. Irina Godișan, șefa Direcției de Relații cu Mass Media a Președinției, ne-a răspuns într-un mesaj că, cităm, fiecare persoană are libertate de opinie, instituția prezidențială nu comentează opinii. De menționat că printre promisiunile electorale ale PAS au numărat următoarele puncte. Până în anul 2025, salariul mediu va fi de 15.000 de lei, fixarea facturilor la utilități, lupta împotriva corupției, îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, creșterea prestațiilor sociale și a burselor. Potrivit Biroului Național de Statistică, inflația în Moldova a ajuns la 34% în luna august. Pe parcursul anului, produsele alimentare au crescut cu peste 38%, cele nealimentare cu 23%, serviciile cu peste 45%. Prețul gazului a crescut cu 362%, căldura cu 92%, electricitatea cu aproape 60%. Situația dificilă din economie, precum și creșterea prețurilor potrivit autorităților, sunt o consecință a războiului din Ucraina. În sprijinul populației se acordă prestații, asistență materială și alte plăți sociale de stat. Potrivit organizatorilor, corturile a 40 de puncte informaționale sunt amplasate în toate sectoarele capitalei și în suburbii și vor activa zilnic între orele 8 și 21.